În partea a doua v-am anunțat, doamnelor și domnilor, invitatul meu este doamna deputat Daniela Oteșanu. Să rămână, doamnă, mulțumesc că ați venit să stăm de vorbă. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să vă revăd. Un moment propice să stăm de vorbă astăzi. Noi doi oricând. Da, dar lumea zice, primesc și eu mesaje, lumea comentează pe Facebook, zice că s-a dat ordonanța sărăciei, dar vorbim. Deci, haideți să nu începem cu asta. Să începem cu ce mă preocupă pe mine. Așa am făcut întotdeauna când am stat de vorbă cu invitații în direct. Mă preocupă să știu dacă parlamentarii din România fac politică. Eu o să vă răspund în numele meu. Eu fac politică. Parlamentarii de Vâlcea, cel puțin cei ai PSD-ului, fac politică și cred că s-a văzut destul de clar acest lucru. Fac și activitate în Parlament, au și activitate în Parlament, și activitate la cabinet, dar și activități cu conotație politică. Cu conotație, eu sunt de acord. Însă, ce m-ar interesa, sunt lucruri care nu ne lasă să dormim noaptea, unele dintre ele. Și dau câteva exemple. Războiul din Ucraina, situația din Orientul Apropiat, faptul că România la un moment dat se spunea că sunt probleme cu delta Dunării în contextul războiului, se mai spunea că trebuie să ne înarmăm, se mai spunea că noi am votat în Consiliul Europei să mergem într-o anumită direcție. Acum a venit această ordonanță. Toate aceste lucruri sunt pe agenda și pe agenda oamenilor obișnuiți. Și mie nu mi s-a părut că luăm lumină de la oamenii politici din Vâlcea, fie ei parlamentari, președinți, președinte de consiliu, vicepreședinți, primar, viceprimar și mai departe. Nu mi s-a părut. Mi s-a părut că sunteți oameni cu prestigiu, deci ce mi s-a părut? Oameni cu prestigiu, oameni ai Vâlcii, parlamentarii Vâlcii bine văzuți, majoritatea bine văzuți în partidul dumneavoastră și pe plan național. Nu mai zic de președintele Consiliului Județean și de primarul municipiului, care sunt administratori excelenți, nimeni nu poate nega chestiunea asta decât din motive politice, în sfârșit. Dar mi s-a părut că nu luăm lumină politică de la acești oameni și că eu, de pildă, din Vâlcea, eu îi citesc pe doi ziariști care scriu pe temele acestea și nu pe dumneavoastră. Explicați-ne un pic cum stau lucrurile. Politica este văzută de fiecare în manieră proprie. Dacă dumneavoastră aveți așteptări și sunt convinsă că le aveți și ați dori cumva o relaționare pe linie politică ceva mai accentuată cu parlamentarii, poate nici asta nu ar fi rău. Poate niște întâlniri mai dese și nu neapărat într-un cadru televizat, pentru că nu asta era esența, ca să puteți să luați lumină, nu-i așa, politic. Dar avem Facebook. Avem Facebook. Avem și posibilitatea să ne vedem. Interviuri. Ați creat acum o lună, două, trei, poate mai multe, un club de presă. Eu personal aștept o invitație în cadrul acelui club să stăm de vorbă. Să nu să vă luați lumină politică de la mine, pentru că poate nu este cazul. Dar să vedeți ce pot vedea în politică și în afara unui studio de televiziune, care îmi sunt percepțiile politice, dacă ele cumva s-ar adapta unor viziuni ale dumneavoastră sau ale colegilor din club sau ale colegilor ziariști în general din Vâlcea. Politica nu este ceva pe care poți să impui. Da, pot să fac politică și fac politică, discut politică. Dacă ați observat în emisiune televizate și la acest post și la celelalte, discut foarte mult politic. Pentru că mie îmi place să fac lucrul acesta și mă simt pregătită să-l fac. Deci ar trebui ca presa să facă... Nu știu că ar trebui neapărat, era o părere. Nu, înțeleg și eu încerc să gândesc în direct, dacă vreți, și să ajungem la niște concluzii, în așa fel încât să le și punem în... Pentru că, vedeți, ideea aceasta de a schimba păreri, de a ne lua
unul de la altul lumină politică, așa cum spuneți dumneavoastră, ar putea influența cumva în mod pozitiv și pe cei care ne ascultă și pe cei care ne urmăresc pe rețelele de socializare, cei care cu adevărat sunt interesați nu numai de activitatea noastră de parlamentar sau nu numai activitatea președintelui Consiliului Județean din Consiliul Județean sau domnului primar din primărie, ci și ceea ce se întâmplă în jurul acestei activități, ceea ce se croșetează, ca să numesc așa, politic. Pentru că, acum să fim serioși, până la urmă toate aceste acțiuni pe care noi le facem, președintele Consiliului Județean le are, în fiecare zi observ și ați observat și dumneavoastră că postează pe Facebook o nouă realizare, o nouă activitate. A primarului Mircea Gutău la fel. Corect, dar dați-mi voie să vă întreb. Dar se întâmplă să posteze domnul Constantin Rădulescu câteodată lucruri extraordinar pe care îl face. Eu îl consider cel mai harnic președinte de Consiliu. Nu numai dumneavoastră îl considerați. Da, bun, nu numai eu. Sunt sigur că nu numai eu. Dar câteodată vine cu aceste postări exact în ziua când în 7 octombrie intră Hamas în Israel și voiam să știu și eu, să văd și eu un mesaj politic, de politică internațională. Este greu să dăm mesaj. Uite, eu nu mi-aș permite să dau un astfel de mesaj la momentul acesta. De ce? Pentru că ar trebui să știu mult mai multe decât aflu de la televizor și de pe rețelele de socializare. Păi dacă dumneavoastră parlamentarii nu știți, parlamentarii României... Păi noi avem aceleași surse de informare pe care le aveți și dumneavoastră la dispoziție. Păi creați-vă... Cum? Păi n-ar trebui să aveți alte surse, să vă întâlniți... Care ar fi aceea? Știu. Noi vă vedem pe dumneavoastră ca fiind cei mai talentați în a face politica României pe plan intern și internațional. Da, dar politica României în acest context al războiului între Israel și gruparea Hamas, la momentul ăsta nu poate să spună ceva hotărător sau ceva de natură. Bun, să fie... Bine, de acord. Deci avem același... Evidențiat sus, într-un fel sau altul la nivel european, la nivel mondial, adică... Gata. Între timp m-am mai gândit și am zis, da, doamna are dreptate, avem aceeași surse. Cerea să vă zic, luați-vă surse de la serviciile secrete, că nu puteți. N-am cum. Pentru că serviciile secrete au acele surse pentru anumite persoane. Pentru anumite persoane. Președinte, președinte de cameră. Fișa postului, o știți destul de bine. Corect. Asta este filiera. Și este bine că e așa. Da, da, sigur că da. Dar între timp am mai gândit și am zis așa. Foarte bine, avem acele surse de informare. Dar mă interesează cum le comentați și le percepeți dumneavoastră. Mă interesează. Deci pe mine, sincer... Ar trebui deci, să... Atenție, doamna deputat, nu e nici doamne ferește, nu e o întrebare capcană, nu e o întrebare formală. Și dacă este, răspund nu, cum pot eu și cum știu eu, dar nu e o problemă. E o întrebare formală. Sincer vă spun, mă interesează că dimineața mă trezesc și eu și la cafea, eu cu nevasta mea facem un fel de revistă a presei. Adică ea se trezește mai devreme ca și fiecare cu bioritmul lui și îmi spune a zis ăla. Și îmi dă pe WhatsApp diverse linkuri. Și vreau să-mi dea de la parlamentarii noștri. Dom'le, oamenii pe care îi cunosc gândesc așa și sau gândesc altfel. Ca să ne orientăm cu toții. Acum, eu nu sunt o specialistă în acest domeniu, ca să ne înțelegem. Adică dacă mă puneți pe mine să vă fac analize asupra ceea ce se întâmplă, cine are dreptate, când se termină, cum a început, mi-e greu. Eu acolo știu că se întâmplă o mare nenorocire, că în fiecare zi sunt din ce în ce mai mulți morți. Asta știu. Și îmi pare rău că se întâmplă lucrul ăsta și mă gândesc cu groază, pentru că după evenimentele tragice de la graniță între Ucraina și Rusia, uite, alt eveniment care te duce cu gândul că această lume minunată în care trăim cu toții nu este foarte sigură. Că oriunde te duci în Europa, domnul Smeureanu, și uite, îmi doream și eu să plec acum în preajma Crăciunului, a Revelionului, să plec într-o țară europeană. Să mă duc. Nu știu, să mă aerisesc. Da. Și vă rog să mă credeți că acum îmi este teamă. Asta pot să vă spun despre mine. Sentimentul acesta de teamă profundă, pentru că eu sunt convinsă că aceste grupări teroriste vor da loviturile de grație în aglomerațiile cele mai mari, în momentele cele mai fericite, când oamenii se strâng, sunt mulți împreună. Cam asta este în capul meu. Eu așa văd lucrurile. E corect. Sentimentul care mă încearcă în acest moment și de când a început acest eveniment... De ce nu spuneți asta? Măcar asta? Adică, domnule, eu aș vrea să plec, uite, cum îmi spuneți mie la televizor. Pentru că lumea vrea să știe cum gândiți, credeți-mă că vrea să știe. Și dumneavoastră, de asta vă alege lumea și de asta... Credeți noastră că lumea este atât de interesată de chichițele de acolo, nu sunt în situația mea, aceea de a fi speriați pur și simplu? Păi ba da, dar vor să știe și dacă dumneavoastră, alesul lor, sunteți speriat sau speriată sau nu. Oamenii vor să știe, trebuie să raporteze
că de asta nu prea vin la vot, că nu vorbiți cu lumea. Sau când vorbiți, o faceți despre formal. Despre evenimente din acestea, nu. Despre e tot, adevărat. Despre tot, doamnă. Și cum gătiți, ce mâncați. N-ați văzut. Să știți că mie treaba asta cu milionul domnului Ciolacu în sine e o absurditate, o prostie îngrozitoare. Dar mi-a plăcut că s-a gândit să bage și așa ceva. Deci mi-a plăcut în sensul ăsta. Uite, noi m-am dus cu milionul ce mi-am cumpărat. Nu, că era o întrebare. S-o deci premierul Ciolacu a plecat de la o întrebare ce a fost pusă prima dată, dacă nu mă înșel, pe holurile Parlamentului. Așa. După aceea a fost reluată aproape cu obstinație. Domne, ce ați putea cumpăra cu un milion? Cu 100 de ron. Și cred că în ideea asta s-a dus foarte cu prezența bine, acelui bon fiscal care a spus, domne, am cumpărat și s-a văzut foarte clar, s-au văzut foarte clar produsele care au intrat în componența bonului fiscal. Mie nu mi s-a părut că a fost o chestiune deplasată și nu spun lucrul ăsta pentru că e președintele meu de partid și premier. Nu, să o mai facă, să se mai întâmple. Și dacă vă uitați spre cum vorbește premierul Marcel Ciolacu și președintele meu de partid, vedeți că este cel mai uman, nu știu, mie mi se pare totuși un premier extrem de uman. Nu vrea să, când a spus vis-a-vis de acest nou eveniment tragic care se întâmplă, și a spus, nu mai speriați oamenii, vă rog frumos, pentru că jurnaliștii în ideea aceasta se duceau. Că nu știu ce se întâmplă, că mai plecăm, că s-a dat 2,5% din PIB pentru apărare, deși ești condiționat de faptul că ești membru într-o structură transatlantică și știm foarte exact lucrul ăsta și am fost de acord cu toții cu acest lucru. Omul ăsta întotdeauna a venit să liniștească apele, dar bănuiesc că nu de domnul Ciolacu doriți să discutăm în continuare. Dar de ce nu? Pentru că mi-am adus aminte. Eu ascult toate podcasturile importante ale țării astea. Și l-am ascultat pe domnul Ciolacu, a mers la podcast la Cristache, cel care era la televiziunea română. Am văzut. Până atunci, până acum o săptămână sau ceva, sau 10 zile. Și l-a întrebat Ionuț Cristache, domnule prim-ministru, am început să ne înarmăm, cumpărăm submarine, vedeți? Nu cumpărăm, facem, dregem. A lămurit-o și face asta cu submarinele. Sper că știți, da? Că a spus că nu este o prostie. Da, și a spus că e o prostie. Da. Foarte bine, foarte bine. Dar i-a pus la un moment dat o întrebare, domne, nouă, cine ne povestește cât dăm noi pentru Ucraina? Sau cât mai avem de gând să ne înarmăm? Și a zis, eu de politică externă nu răspund, eu răspunde președintele. Păi da, zice Cristache, pe președinte îl întrebăm degeaba că el nu vorbește cu noi, nici nu-l prindem, nici nu știm. Dar nu e vina domnului Ciolacu. Și a zis, bun, nu e vina mea. Păi bun, da, ești premierul României și atunci. Cu noi cine vorbește, asta e ideea? A cam pasat-o. Am înțeles exact unde vreți să vă duceți, da. Păi nu, a pasat-o. Adică până la urmă, stai domne, atunci mă fac cetățean mongol. Poate ăla vorbește cineva din Mongolia, vorbește și cu noi. Înțelegeți ce vă zic? Eu sunt convinsă și aveți dreptate că la acest capitol, la comunicare, ca să spun așa, la relaționarea directă cu cei care ar trebui să vină la vot în zilele respective, nu stăm tocmai bine. Da. Așa este. Corect. Într-adevăr, adică e loc de mult mai bine decât stă mai bine decât predecesorii ultimii din premier și așa, stă mai bine. Toată lumea recunoaște. Adică toată lumea zice, îl criticăm, dar față de Ciucă, în fine. Dar să nu ne și raportăm. Nu se ferește nici de întrebări, ceea ce este foarte important pentru un politician. Domnule Smeuranu, că mă deranjează sau nu mă deranjează ce mă întrebați dumneavoastră sau mă veți întreba, asta este o idee. Că trebuie să răspund, este o obligație. Pentru că nu pot să pasez. Da, uite, acum văd în directul dumneavoastră că e și vina presei. Așa este. Presa locală, la presa locală. În general. Nu, dar presa pentru locală. Pentru că și la național, credeți-mă, vă rog, se caută scandalul, se caută să da, se... Da, asta nu-mi place. Asta nu-mi place. Deci, dar întrebați telespectatorii să vedeți, lor le plac lucrurile astea. Nu le plac, dar se uită. Aici unii se mai uită, așa este, că i-am auzit pe foarte mulți spunând nu mai avem nevoie de scandal și parcă ratingurile cele mai mari le-au televiziunile... De scandal, corect. Dar de ce spun că e și vina presei? Pentru că, într-adevăr, în 7 octombrie, când s-a întâmplat, eu trebuia să vă întreb pe toți, eu ca ziarist, pe toți parlamentarii din Vâlcea. Dom'le, ce părere aveți? Cum să începe, nu știu, să pun o întrebare. Începe al treilea război mondial, ce părere aveți? Asta trebuia să vă întreb ceva, să vă pun trei. Chiar dacă eu n-aș fi putut să răspund și v-aș fi spus, domne, nu știu. Răspunsul sincer la acest moment regulă. Este nu știu. Și oamenii din Vâlcea... Sper din inimă să se termine cât mai repede și sper să se lămurească lucrurile acolo, astfel încât să nu mai moară atâția oameni. Corect, da. Oamenii, e groază. Oamenii din Vâlcea ar fi spus, iată, nu știe nici doamna deputat Daniela Oteșanu,
Asta nu înseamnă că noi trebuie să dar știm. Dar nu suntem super oameni, domnul. Da, înțeleg. Nu, dar este și vina. O să vorbesc cu colegii, într-adevăr, de la Clubul de Presă, că nici noi nu vă provocăm, vă lăsăm să scrieți ce vreți dumneavoastră. Și sunt, într-adevăr, oameni pe care ați putea, acum mă transform eu, mă rog, în sfârșit, știți cum să o luați. Sunt, într-adevăr, oameni care se pricep foarte bine la aceste aspecte. Le stăpânesc, au o plăcere, citesc în principal lucrurile acestea. Noi avem un vulcea pe eu acum sunt pe reforma fiscală, pe legea pensiilor, e un amalgam la cabinet. Vă dați seama când e vorba de legea pensiilor și tu ești Toteșanu Daniela de la Comisia de Muncă? Va trebui legea salarizării, legea pensiilor, partea sigur. Jalonului 3, al tranșei 4 de plăți prin PNRR, jalon important. Iată, în dezbatere publică de astăzi. Uh-huh. Deja au stabilit, am înțeles, în ședința de coaliție și amendamente cu care să vină. Deci uh-huh. va fi o luptă extraordinară. Da. Și nu. Atunci, eu, Daniela Oteșanu, mă văd mai aproape de elementul acela de acolo. Nu că nu mă interesează ce se întâmplă, ca să ne înțelegem. Sigur că sunteți mai aproape. Nu că nu sunt speriată, încă o dată spun acest lucru. Pentru că în momentul în care l-aud pe fiul meu că vrea să mai plece undeva, imediat am reacția. Băi, mai stai un pic. Să se mai liniștească un pic lucrurile. În urmă cu 20, că sunt ziarist vechi, în urmă cu 20 și nu știu câți de ani eram pe la Pitești și făceam presă acolo, cum fac și acum, că fac și așa și așa. Un ziar de acolo publica periodic editoriale pe subiecte internaționale. Că ce face Clinton, că ce face Putin, că ce face. Și am zis, dom'le, nu e bine, în sensul că nu pot eu de la Pitești să știu ce face Clinton. Numai că acum vin evenimentele peste noi, că la Pitești, că la Râmnicu Vâlcea, că la mine la Albota. Deci vin peste noi și ca atare simțim nevoia să întrebăm. Și acum, oricum, pe argeșeni, pe vâlceni, îi interesează mai mult ce se întâmplă cu ei. Corect, însă, dacă vin evenimentele internaționale peste noi, adică dacă dă la Casa Albă și se transmite direct pe televizor președintele Joe Biden o declarație care începe să ne influențeze viața. Ne influențeze viața că noi avem deficitul pe care îl avem, a recunoscut domnul Ciolacu și din cauza că, de pildă, ajutăm Ucraina. De pildă. Da, foarte, o foarte mică. Știți ce se întâmplă cu deficitul bugetar? Vreau neapărat să spun un lucru. El este de 56 de miliarde da. De euro. Investițiile... De 57. De 57. Da. Ce rezultă de aici? Asta ar trebui și vreau să o spun tuturor vâlcenilor care ne urmăresc. Acest deficit, la momentul acesta, este creat pe investiții, nu mai este creat pe consum. Și mie mi se pare un lucru important. De ce? Pentru că investiția, practic, este izvorul dezvoltării unei din țări. Toate și exact. Din, și... Banii din investiții întotdeauna se vor întoarce și mult mai rapid în economie. Dar aici e un mic truc. De la făcut domnul Ciolacu mi-a plăcut. Îl face și noastră, îmi place. Dar e totuși un truc. Deficitul... Dar e o realitate? E o realitate. Dar îl folosiți ca truc. Deficitul vine și din NATO, și din Ucraina. Categoric. Și categoric. De acolo, și de acolo, categoric. De acolo. Dar... Atât timp cât procesul investițional îmi spune mie o sumă foarte importantă, când vedem șantiere peste tot în această țară, aproape că ne și enervează pe drumuri când vedem că se întrerupe circulația, că se circulă mai greu, pentru că uite ce să vezi, am devenit foarte grăbiți în ziua de astăzi, vrem să facem 100.000 de lucruri și dacă am putea să le facem în 2-3 minute ca să ne mai rămână loc pentru încă 100.000, cam așa se dezvoltă da. Lucrurile. Dumneavoastră sunteți adică... membră în delegația României de la Parlamentul... Delegația parlamentară pentru adunarea parlamentară a Consiliului. Delegația parlamentară pentru adunarea parlamentară. Dar să știți că acolo, dacă vreți să mă întrebați, poate preiau eu așa, acolo se discută despre drepturile omului. Da. Aceea este baza discuției. Uh-huh. Întotdeauna acolo se ajunge, de acolo se pleacă și în același loc se întoarce prin diferite rapoarte care, stabilesc, v-am mai povestit, diferite aspecte. Kosovo cu Serbia, cu Ucraina, cu Rusia. Acum precis vor fi, absolut. Se vor lega și de partea asta. Acolo? În ianuarie este următoarea sesiune. Eu nu am fost în octombrie, tocmai pentru că au venit evenimentele peste noi, au venit proiectele acestea prin PNRR și este absolut obligatoriu aproape să stăm acolo. A venit premierul cu asumarea răspunderii și eu sunt un om corect și vreau să se știe că eu îmi susțin premierul atâta timp cât această reformă trebuie să meargă. Nu, de acord cu dumneavoastră, știți că n-am multe lucruri de reproșat. În ianuarie mă voi duce la Strasbourg. Da, n-am multe lucruri de reproșat. Ce voiam să vă spun e următorul lucru. L-am auzit pe domnul Ciolacu zicând că dacă depășim deficitul bugetar, fiți atent ce a zis.
la Ionuț Cristache, că dacă depășim deficitul bugetar, trebuie să dăm 0,5% din PIB Comisiei Europene. Eu nu știam chestia asta, că există sancțiuni. Este negociere, da. Așa. Toate țările oare ori, da, dacă depășesc? Nu, la noi a fost, nu știu dacă toate țările o au, însă eu știu că a fost o discuție legată și de dispariția acelui 9,4% din PIB, care înseamnă pensii pentru următorii 50, 150, 250 de ani. Da, da. Totul se leagă acolo, adică nu te poți duce, asta este părerea mea, în Comisia Europeană să discuți numai ce vrei tu. Știu, da. Pentru că există o serie, o condiționalitate. Dar ce e Comisia Europeană? E polițistul care te oprește și îți dă amendă? Este guvernul Parlamentului European. Păi eu știu, de acord cu dumneavoastră, dar să ne, adică suntem săraci, depășim deficitul și ne mai azi lucrurile din PIB. Pentru că ni se cer aceste reforme. Și dacă ele încep să intre în operă, este foarte posibil să ne încadrăm scrie în acest... Scrie prin tratate? Credeți dumneavoastră că dacă luăm tratatele și... Eu nu pot să vă spun că știu sigur că se scriu aceste spun, lucruri. Vă spun eu că nu cred, intuitiv vă spun. Mă apuc acum să le citesc tratatul la Lisabona. Nu cred că scrie că cineva trebuie să ne înfine. Dar o să spuneți nu, că nu ne sancționează. Oricum că suntem mult peste negocian. Tratatul de la Maastricht, care spunea 3%, da? Da. Acolo da, el da, a rămas undeva în istorie. Nu era cu sancțiuni. Nu, da, ce vreau să zic. Era cu reducere, cu diminuare de fonduri europene. Nu era așa de simplu. Nu era atât de simplu la depășire. Da, dar n-a fost cazul. Până la nenorocirea de pandemie n-a fost cazul. Da, acesta o să este adevărul. Și despre asta. Dar ce a făcut domnul Ciolacu? Și am zis, domne, e șmecheră, că asta e situația. Zice, am ajutat Ucraina, a face dânsul niște socoteli, în fine, zice, cu 0,70 și, nu știu, 78 sau ceva. Înainte a apărut și altă cifră. Doamna Corina Crețu a zis că cu 3,5% din PIB. Mi se pare cam mult. Da. Așa a zis. Mă rog. Gândiți-vă că 2,5% din PIB înseamnă... La NATO. Păi da. Așa a zis. Deci n-am zis. Domnul Ciolacu zisese înaintea doamnei Corina Crețu că socotelii nu s-au încheiat, în fine, dar ar fi undeva peste 2 sau în jurul 2%. Și acum a zis 0,78. Și zice, pentru că ajutăm cu 0,78, nu ne mai au Comisia Europeană, aia 0,5. Este posibil. Este posibil. Da, dar nu știu, zău, adică în sfârșit. Pentru că nu, vedeți, da. Noi am plecat și am fost de acord cu toții să ajungem în Uniunea Europeană, da? Acolo te duci și cu drepturi, dar și cu obligații. Întrebarea este, pe noi românii ne-a ajutat cineva vreodată cu 0, cât vreți dumneavoastră din PIB-ul lor? Dar n-am fost niciodată în situația Ucrainei. Păi n-am fost, dar... În sfârșit. Bine, să dea Dumnezeu să nu fim, știți, că asta e. Așa da. Să dea Dumnezeu. Până acum n-am prea văzut, dar în sfârșit, trecem peste. Venim la, la reformă. Zic unii că nu e bună. Nu mi se pare totuși prea mult dintr-o dată? Se va desfășura în timp, domnul Smeureanu. Nu știu, sunt asta... niște elemente care vor intra în operă de la 1 ianuarie. Unele creșterea intrat, salariului, intrat, gata. Creșterea salariului minim pe economie de la 1 noiembrie, de la 3.000 la 3.300. Niște chestiuni care se vor produce gradual. Uh-huh. Haideți să le așteptăm. De ce este ordonanța sărăciei? V-ați întrebat de ce spun unii? Pentru că dacă sunt în opoziție, ei trebuie să spună ceva. Și uită să spună, de exemplu, colegii de la USR, că nu noi am negociat PNRR-ul. Și nu noi am pus condiție de reformă. Și domnul Ghinea. De mână cu domnul fost premier Câțu. Despre dar asta vorbim pentru că, vedeți, lumea uită prea ușor aceste am lucruri. Am zis că vorbim și de pandemie. Spuneți-mi ceva, dar asta chiar îmi vine să zic să oprească televizorul. Dar totuși vorbim la televizor. Spuneți-mi ceva, dacă a crescut pragul la IMM-uri, că trebuie să a scăzut, adică să ai o cifră de afaceri mai mică decât era. Și mai departe. Dacă, pentru plata de TVA, spuneți. Pentru și pentru impozite, nu și pentru 3% la 1%, 3%. Păi înainte cât plăteam? Păi 1%, 3%, dar în funcție de cifra de afaceri. Da. Dacă depășeai, acum e mai jos. Deci poți depăși mai ușor. Nu știu. Dar când era 16% la profit, era mai era bine? Nasol, era rău. Da, e bine așa, sigur că e bine. Nu știu cine a făcut-o pe asta cu 1%. Ponta? Nu știu. Sau cine? Guvernarea 2016-2019. Dragnea. Da. Bună. A făcut-o. Aveți voie să ziceți cuvântul Dragnea? Da, Dragnea. Dragnea. Bine. Bine că de câte ori să-mi spuneți, de câte ori să-l spun. Nu. Foarte bine.
Și... Nu, dar așa este, așa s-a întâmplat. Corect. Și a fost în programul de guvernare, dacă vă aduceți aminte. Da, cel mult povestit de Dragnea pe posturile de televiziune în fiecare seară. Dar ce zice lumea? Zice așa. Dom'le, această ordonanță s-a dat că deficitul bugetar, care nu știu cât e acum, 4,5, nu mai știu, că m-am pierdut în cifre. Trebuie să fie așa. Dar înainte stai așa că a fost 9 și ceva. Când a cumpărat domnul Crâțu... Și s-au făcut împrumuturi cu nemiluita. Vai de capul meu, a crescut în 2 ani de zile de la 30 ceva la 50. Și ce facem? Cât mai mergem pe aceste împrumuturi? Întrebare, doamnă. Ce ne facem? Noi ăștia, tipiți, nu contează. Toți că ziceți dumneavoastră, că nici dumneavoastră nu sunteți mai cu moți, nici eu. Eu, să zicem așa, sunt mai cu moți că vorbesc la televizor. Dumneavoastră, mai cu moți că vorbesc la parlament. Dar lumea, ce zice... Nu, că nu-l întreabă nimeni pe domnul Câțu de ce a cumpărat 100 de și nu știu câte milioane de vaccine. 100 de milioane de vaccine. De ce nu-l întreabă DNA-ul cum ar fi? Asta n-aș putea să vă spun eu. Păi da, de ce nu vă ridicați la tribună? Nu pot eu să spun, domnule, de ce nu-l întreabă DNA-ul pe Câțu de ce a luat așa? Pentru știți ce vor face? Comisie parlamentară faceți asta. O comisie parlamentară se poate crea, dar cred că a și fost o comisie parlamentară. Păi și unde? Pentru perioada pandemiei în care chiar a fost și domnul Simion. Și care și-au dat un raport, au venit cu el în Parlament și nu știu ce s-a mai întâmplat după aceea. Deci o comisie parlamentară a fost. Spuneți-i domnului Simonis când mergeți la grup, domnule, m-a întrebat unul la Vâlcea, noi PSD-ul ce facem cu treaba asta? Adică a cumpărat ăla dânsul, adică 100 de câte vreți și noi bârfim la Vâlcea să bârfește, spuneți-i așa, că e în legătură și cu doamna pe care o iubesc, m-am și îndrăgostit dânsa, doamna von der Leyen. Știți? Așa, adică ar avea o legătură. Așa se bârfește la bunce. Hai noi PSD-ul, dacă tot am dat ordonanța aia unora nu ne place, să facem lumină și în chestia asta. Credeți că zice nu? Păi dar nu e treaba noastră să facem lumină. Noi cei din Parlament. Nu e treaba noastră, domnul Zmeuranu. Ba da. Dacă, declarație dacă instituțiile statului nu-și fac treaba sau nu-și o fac până la capăt, asta este o altă discuție. Declarație politică. Păi dacă eu cred că anul trecut am și avut o declarație politică în sensul ăsta. Să mai faceți una. Faceți atâta declarații până când vă răspunde cine trebuie. Doamna ministru a justiției sau poate că nu. Procurorii sunt ca universitățile, cum se numește. Au imunitate, autonomie. Autonomie, imunitate. Dacă din Parlament. Că au și n-au, pentru că domnul șef al DNA... Dar știți care, adică în esență, care este... treaba Parlamentului. Știu, face legi. Dar face și politică. Poate să dea declarații politice. Asta da. Dumneavoastră ca politician aveți și imunitate. Dar să știți că ei sunt liberi, cei cărora întrebări, interpelări. Declarația politică este o declarație politică. Punct. Da. Ai imunitate pentru puteți declarația politică și întrebări, interpelări cu o tot altă discuție. Da, dar știți ce se poate întâmpla, da? Așa. Să nu primești răspuns. N-au avut timp, s-au dus, nu știu ce au avut, nu știu ce programe, nu știu ce proiecte pe PNRR, toată lumea acum este pe PNRR, trebuie terminat capitolul nu știu care, mai trebuie făcut jalonul nu știu care. Și nu mi se răspunde. Păi ăsta este... La o astfel de întrebare, nu știu, am sentimentul că nu ar da nimeni buzna să răspundă. Ce ar fi de făcut în condițiile astea? Ca să aflăm... Treaba noastră este să mergem mai departe. Acum, nu știu cât sunt eu de interesată să îi se întâmple ceva domnului Câțu sau domnului Vlad Voiculescu, pentru că nu, au să fost unul lângă altul. Să ne spună, să ne spună de ce. Doar atât, uite, să știe și românii. Pentru că pare absurd. Eu dacă devin ministru... Și știți ce este absurd, domnul Zmeuranu? Da. Că vin acum să ne critique și să facă moțiuni simple și n-au putut să strângă numărul de semnături pentru moțiunea de cenzură pentru aceste reforme. Da. În condițiile în care aceste reforme au fost băgate de ei în PNRR. Și Comisia Europeană vine și spune, tu România, uite, ai scris așa și nu poți să faci lucrul acesta. Îmi spui că nu poți. Bun, nu poți. Hai să vedem în altă parte. Aici ce poți să faci? Pentru că eu la Comisia, eu România, în sensul acesta, la Comisia Europeană te poți duce, dom'le, noi nu putem să facem asta, trebuie să lași așa. Da, vă înțeleg. Dar știți ce a început să vorbească? Deja presa e de două feluri. Ce văd eu acum este că la Comisia Europeană guvernul României ajunge mult mai des prin reprezentanții săi și se negociază mult mai mult. Da, e corect. Cu alte cuvinte, România a început să-și pună punctul de vedere mult mai apăsat. Da. Eu asta văd. Da, e corect. Vreau să vă spun că a apărut, eu când în 1990 când făceam noi primul ziar privat din România pe aici, pe la Îmi cam aduc aminte.
Așa. Vreau să... Da, vă ziceți chiar dumneavoastră, da. Ziceam, ce frumos presa o să fie, o să dreagă în sfârșit. Acum am observat că a apărut în Europa, dar și în America, presa alternativă. Adică ziariști dezamăgiți de ce face presa aia clasică au început să facă, să scrie în site-uri mai mici, mai, să facă podcasturi, cum știți bine, deja mai departe. Și în această presă alternativă a apărut ideea că se minte mult în politică. Și cei care fac podcasturi în România, adică Tucă, Cristoiu, Cristache, omul ăsta care a fost la evenimentul zilei chiar e din Argeș și îmi scapă numele, cu Turcescu. Așa. Robert, da. Robert Turcescu, îi fac podcasturi. Și spun că se minte mult. Și pe toate podcasturile astea apare ideea ce a făcut Câțu cu vaccinurile. Și trebuie să aflăm, n-am aflat cine a tras în noi în 22. Păi vedeți, ei au pus această întrebare și înțeleg că o pun obstinativ, da? Da, exact. Cineva trebuia să se sesizeze. Păi da, nu s-a sesizeze. Ce naiba ne face? Dacă nici parlamentarii... Păi parlamentarii cum să se sesizeze? Spuneți noastră. Nu știu. Păi vedeți. Înseamnă că nu avem mecanism în România? Categoric. Atâta timp cât mergem acolo, facem proiectele, știți bine cum se derulează toată activitatea noastră, da? Instrumentele noastre sunt declarațiile politice, întrebările, interpelările. Da, știți, știți că eu nu-i bănuiesc, eu nu-i bănuiesc pe procurorii noștri că sunt slabi, că de-abia ar aștepta să afirme pe un fost premier. Dar e posibil să fi venit un telefon de pe undeva, de pe la, de pe la Bruxelles, o să ziceți nu știu. Și eu zic, nu dacă știu, nu știu. Da, știu că nu știți. Dumneavoastră ziceți, nu știu, eu zic, nu știu, oamenii se uită la noi și zic, păi nici eu nu știu, dar ceva se întâmplă, ceva s-a întâmplat, e prea strigător. E cu sucoaț albă, cum spune românul. Dar nu e numai vorba de fac, domnul Zmăuranu, da. Izoletele care au apărut 3 zile și după au dispărut și s-au luat cu sute de ale... Adică, ce discutăm, nu? Toată lumea s-a calat pe vaccinuri, au dat-o pe asta, pe filonul ăsta, s-au dus toți și celelalte măgării, ca să spun așa, până la urmă, dacă pot să spun, nu se mai interesează nimeni de... Adică, izoletele au fost o chestie de uit-o, nu e, câteva zile la început. Da. Trebuia să meargă la izoletă, trebuia să meargă la izoletă și dintr-o dată n-a mai putut, lumea se putea duce pe picioare oriunde. Înțelegeți? Da. Și toate, asta au costat bani. Și în general, toată nebunia cu vaccinurile, în sensul că eu sunt de 3 ori vaccinat, vă spun sincer. Dar tot citesc că oamenii de știință au descoperit că nu era chiar așa de importanță, că nu era așa, că nu mai transmit, că să vezi copii cum îi au părut. Asta categoric că nu se mai transmite. Știți bine că la un moment dat au nuanțat și ei și cei de la Organizația Mondială a Sănătății. A spus că au o protecție, pentru că mult mai greu se îmbolnăvește un vaccinat sau poate prelua virusul un vaccinat decât unul care este liber de vaccin, ca să spun așa. O fi bine, nu o fi bine, tot felul de teorii. Dar să știți că eu am făcut o singură doză și am făcut-o pentru că trebuia să ies din casă. Da, deci nici pe mine n-au reușit să mă convingă în totalitate. Pe mine m-au convins. M-au speriat și atunci. Ca să mă înțelegeți exact ce vreau să spun. Vedeam datele, în fiecare seară dădeau la televizor numărul de morți, pe unde, cât, cum. Și mă înfioram, efectiv. Da. Ce părere aveți? Și discutăm după aia despre... De fapt, coordonanța, haideți să o lămurim. Da. O să râdeți, deși pe mine mă afectează într-un mod, nu spun la trezor. Cu cât? Nu mă afectează grav, o rezolv, nicio problemă. Într-un fel, nu mult. E foarte, eu... Dar taxa de solidaritate la bănci o fi bună? Foarte bună. Dar impozitarea cu 1% la cifra bun. De afaceri? Foarte bun. Bun. La bănci, nu știu, cred că la bănci... Dacă ne gândim și ne uităm spre evaziunea fiscală, varianta aceasta cu cash-ul, că tot zice lumea, domne, noi cu cash-ul, de ce n-au luat cash-ul? Când nimeni nu știe despre ce e vorba. Adică sunt oameni care vorbesc, dar habar n-au cum scria, cum se stipulează în actul acela. Îmi spui mie că la țară cumpără unul de 50 de milioane de lei, ce să cumpere de 50 de milioane de lei? Și nu ai dintr-un magazin. Păi stați așa, dacă vrea cineva de la țară să-și cumpere un hipertelevizor din ăsta smart, el e 51 minim de milioane. Domnule, cine își cumpără un televizor de 51 de milioane, credeți-mă că are card. Credeți-mă! Da. 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 Haideți să nu... Adică mie nu-mi plac ipocriziile astea. USR-ul brusc este lovit de sentimente, de atașament pentru cei care nu mai pot plăti cu cash.
nespunând niciodată ce se întâmplă și care este logica acestui lucru, da? A, că societatea are voie 1000 de lei și restul prin bancă? Vrem să mai dispară din evaziunea fiscală? Trebuie să fiscalizăm. De acord, dar nu se duc acum, nu se rulează acum atât de mulți bani prin bănci încât trebuia să plătească băncile mai mult taxă solidaritate? Domnule, s-a stabilit 2%. Hai să vedem. Văzând 2%. Și făcând. Bine, bine că 2%. Dragnea a zis și el 2%. El a zis și la toate societățile comerciale 2%. Până la urmă s-a dus la pușcări, nu s-a mai întâmplat nimic. Bine că a venit Marcel Ciolacu și o face pe asta. Deci eu sunt, din punctul este un act de asumare, domnul Smeoran. Da, da, este. Cu un an înainte de un foarte greu an electoral. Este foarte complicat. Este. Acum că tot discutăm politic, corect. Așa cum spuneți dumneavoastră. Dar stai să vedem ce va apărea, pentru că e posibil să apară, stai așa că la nu știu ce investiții și tot inginerii fiscale, știți, care să-i scape pe unii de... Vom vedea ce scrie o anumită presă care se pricepe pe economic, nu știu. Nu, care presa de specialitate. De specialitate. Care vor spune? Pentru că hai să vedem ce spun revistele economice. Hai, da, am înțeles. Și acolo scriu oameni mai mult sau mai puțin politic. Da, da, dar nu e că gata 2%, că o să vină și o să zic că stai că am mai pus un etaj la sediul ăsta și banii ăștia nu se impozitează și mai. Adică nu intră pe taxă. Dar în principiu e bine. Se va vedea peste un an cât s-a colectat la buget din chestia asta. Foarte eu sunt important. Convinsă că încasările vor fi mult mai mari. Și am spus, sunt convinsă că încasările vor fi mult mai mari. Doamne ajută, că este important ca să ne uităm și noi cu mândrie la investițiile străine. Iar oamenii nu au ce pierde. Adică un om simplu, un om care trăiește dintr-un salariu, care se duce la muncă, efectiv, chestia asta, sunt oamenii nenorociți. De ce? Pentru că vine reforma sărăciei. Da? Și pentru că nu se mai poate plăti cu cash. Adică ne putem asculta până la urmă? Putem să auzim ce Dumnezeului vorbim? Tind să fiu de acord cu dumneavoastră. Sigur că dacă tu ai câteva miliarde la Saltea și te duci cu ei la bancă... De acum... Dar de ce îi ții la Saltea, domnul Smeran? Păi că uite, așa am vrut eu. Să zicem, eu nu e cazul, dar vreau să am zic. Am înțeles, ipotetic, bun. Domne, și vine unul și sparge casa, îți dă una în cap și bine, ți-a da, miliardele. Așa am vrut eu. Dacă mă duc cu ele la bancă acum, mă întreabă de unde am. Acum, dar în momentul în care ele au fost făcute și depuse la momentul acela și aveam justificare, pentru că dacă am un miliard, două, cinci la Saltea și nu le pot justifica, acum, după reformă, 70% pleacă la stat. Să vedem ce se va întâmpla. Încă o dată vă spun, să vedem, pentru că și-au făcut unii vile care n-au serviciu. Au doar ajutor social, da? Sunt de acord cu ceea ce spuneți. Sunt absolut de acord. Conduc mașini scumpe, trăiesc din ajutor social. Și să vedem dacă ei vor păți ceva sau vom păți tot noi ăștia. Eu zic că și pe sistemul acesta de ajutoare socială trebuie intervenit. Păi, tocmai din punctul de vedere pe care l-ați atins dumneavoastră adineaori. Pentru că nu poate unul să aibă trei apartamente, o familie, 9, 10, mai multe. Trei apartamente, Porsche și nu mai știu ce. Așa. Și să cu firmă de 20 de ani pe pierdere, da. Ca să ne înțelegem, da. Adică la stat mai peste 50 de ani. Da, asta nu s-a dat încă, a zis că o dă. Încet, că nu putem să le facem. Așa a zis. Și eu m-am bucurat enorm, a zis, domne, legea asta a evaziunii. Pentru că asta este evaziunea, aici e nenorocirea. Dar n-a dat-o. Că zona gri, că zona neagră, că zona albastră. Corect, doamnă, dar în clipa aia în care ar da-o, toate clanurile astea care stau, eu am văzut un reportaj la televizor, Dam înlemnit, zice, domne, șeful clanului, mergem la șeful clanului la palat. La palat și a început să spună, uite, ăsta e din aur, ăsta e în baie, am nu știu ce, pe asta am dat, nu știu, 1 milion de euro faianța și mai departe. Dar s-a sesizat cineva să se ducă să-l întrebe de unde i-a luat? Nu s-a sesizat nimeni, nu. Da. Nu s-a sesizat asta nimeni. Asta este puterea. Sau... Ne sesizăm noi românii, știți, vedem la televizor. Oamenii care trăiesc simplu, care trăiesc dintr-un salariu și care duc toate aceste greutăți, pentru că sunt multe greutăți. Niciodată nu o să mă dau la o parte să spun lucrul acesta. Corect, dar vedeți, ca să avem încredere în ordonanța asta, să avem încredere în stat. Iar statul trebuie să facă ce v-am zis. Să-l întrebe pe ăla. Bă, nu se poate tu să stai într-un palat. Nu ar trebui cuvântul palat să nu existe în România. Nu e vorba de răutate, nu e vorba de invidie aici. E vorba de normalitate. E vorba de normalitate. Dar insistați că vă faceți ceva, că să știți, e rumoare în societate, domnule.
Poate dumneavoastră nu știți. Și cred că nu știți. Vă duceți la Parlament, acolo toată lumea e la costum, bine îmbrăcată, sau office ca dumneavoastră, parfumul cel mai bun și așa mai departe, mașină bună. În lume, unde ne mai ducem și noi, e rumoare. Lumea, da, pentru că lumea este speriată. Pentru că posturile de televiziune, anumite posturi de televiziune, da, anumiți politicieni prezenți în posturile de televiziune, nu fac altceva într-o emisiune decât să sperie oamenii. Haideți să fim serioși, ăsta este adevărul. O să vedeți ce să se întâmple. Dar uită să vină peste 3 luni când ne spune că vine apocalipsa și ne spune de ce n-a mai venit. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Da? E speriată lumea și pentru că cresc prețurile mult de tot. Că te duci la piață și zău cu suta aia de lei a domnului Ciolacu. Dar nu-ți dă bon fiscal ca să poți să demonstrezi. Nu zău, eu asta cu suta de lei. Eu am făcut și eu odată un experiment. Am zis așa, gata, voi tăi din salariu minim. Dar acum vreo 25 de ani ceva. Voi tăi din salariu minim. Și am început. Vă spun că am rezistat 5 zile sau ceva. Adică am făcut... M-ați făcut un buget zilnic. Am împărțit pe zile și am început. Păi mâncam un ou, am schimbat marca de cafea, am schimbat mărcile la tot și... Am și un produs mai bun cu unul mai puțin bun, dar mai ieftin? N-am rezistat și mi-am zis, românii nu pot trăi din salariu minim, înseamnă că au pe la țară, au pe cineva, vând au, dar nu mulți. Pentru că și la țară cine mai lucrează, domnul Smeoran? Ați spus că stați de vorbă cu oamenii, eu mă duc în teritoriu. E populația foarte îmbătrânită. Abia și mai cresc 3-4 găini să aibă pentru ei un nou și cine știe ce pe acolo. Și atunci cum se face că avem într-un oraș ca ăsta două moluri și unul între ele baban, da? Deci cum? Eu n-am văzut. De ce m-am pus și eu prin sănătăți? Vreți să merg în aceeași notă să vă întreb și eu de ce circulăm atâta cu mașinile, de nu mai avem loc pe stradă unii de alții, da, când de unde? Prețurile cum? Cresc? Și în ce fel? Deci sunt... Că de undeva te duci la benzinărie, plătești. Da, acolo nu e la negru sau la alb. Și la mol plătești. Da. Că altfel ar închide ăia tarama. De unde au unii bani? Cine îi întreabă? Ne întoarcem la ceea ce discutam înainte. Da, nu? Ne întoarcem, ne învârtim în cerviciu. De ce vorbesc cu dumneavoastră astea? Pentru că dumneavoastră, ca să nu ziceți dumneavoastră, puteți pe acolo da vina. Băi, mă întrebă aia în teritoriu și m-a întrebat și la televizor. Eu nu mă tem de a pune întrebări, că sunt întrebări, Doamne păi ferește. Nu, dar la grup e mai complicat, că știți că vă ia la ochi. Adică zice, și ce să-mi fac? Ce are, domnule? Dar nu trebuie să, adică nu trebuie să faci cu enfază lucrurile astea. Domne, stai să-ți spun eu, ar trebui întrebat așa, că mi-a spus mie un ziarist. Da? Nu poți discuta și bine, în particular. Să dea Dumnezeu, să aveți grijă că după aia, că, bai doi. Eu nu v-am spus că o să o și fac, eu v-am spus că s-ar putea. Da, da, foarte bine zis. Uite, vedeți, mi-a zis-o. S-ar putea să vrea lumea să vă întreb dacă o să mai aveți un mandat. S-ar putea să vrea lumea. În situație, că mi-aș dori, sunt două lucruri diferite. Așa, păi spuneți. Că mi-aș dori, da. A, bun, clar. Nu sunt ipocrită și niciodată n-am să fiu. Bine. Da? Bun. Că este de vreme de discutat și vai de mine, hai să facem lucrurile astea, hai să vedem, vreau să comunic, să mă duc să spun primarilor că n-or să rămână fără bani, că sunt speriați de nu mai pot, că nu se face, că nu mai au pentru... Nu, se face pe media celor 9 luni, pot fi făcute cheltuieli în continuare și ei știu acest lucru. Adică nu trebuie exacerbată nebunia care deja există în societate, da, și mi-ați povestit și știu și eu despre... Da. Despre ceea ce da, îmi spuneți. Da, pot să fac, aveți dreptate. Da. Deci, una, reținem așa, că v-ați dori, că n-a sunt ziarist, vreau și eu niște. Dar am 4 rânduri de alegeri. Două foarte importante până va veni momentul alegerilor parlamentare. Corect. Va trebui să avem discuții în partid, categoric. Uh-huh. Va trebui să stau de vorbă cu primari și președinți, împreună cu Constantin Radulescu, cu ceilalți, că nu sunt singura care își dorește. Eu sunt unul dintre foarte puținii care recunosc, dar nu sunt singura care își dorește. Da, da, foarte bine. Nu stați că cine vine la mine nu o să mai vină nimeni pe chestia asta. O să intre pe toți dacă mai văd. Da. O să vă spună că nu e momentul potrivit. Că păi nu îi las, domne, mai vreți, fiți dacă sincer. Dacă îți dorești, nu poți să ai un moment potrivit să vorbești despre o dorință. Că dorința e dorința ta. De asta v-am și spus. Departajăm un pic lucrurile. Că îmi doresc, da, îmi doresc. Da, că e de vreme să discutăm lucrurile astea, da. Vă dați șanse? Da. Gata. Au îndemnit unii. Gata. Deci, nu, am spus-o și foarte eu hotărât. Știu că ei ar vrea să vă întreb și cât la sută nu vă întreb. Nu.
Păi nu vă întreb. Nu, dar nu v-aș spune. Hai să dar nu vă întreb eu, că mi-e teamă că mi-ați spune. Și s-ar supăra unii pe acolo. Zice, nu, că nu fac speculații. Cred eu așa că vreo, aveți dumneavoastră cam vreo 80%. Bune șanse. Ați văzut că gata. Și o să fac cumva să se creadă că așa o să ducă zvonul, că a zis dumneavoastră 80% șansă. Păi și n-aveam emisiunea înregistrată. Degeaba. Dumneavoastră, ce cine ziceți mai așa? Știți, doamnă, cum e cu presa? Dar să nu puteți face lucruri din asta. Păi nu eu, dar dintr-o treabă să duc ce zvonul și să ajunge la 90%, la 99%. Da, la 180%. La 180%. Da. Asta a fost o glumă, am participat la ea, că mă știți că nu mă dau la o parte nici de la lucruri din acesta. Așteptăm, va fi un an greu și pentru oameni, greu și pentru politicieni. Da. Cu democrația, să știți că ultimele 4 minute mele, 4-5 maxim, cu democrația oare în România credeți că ne îndreptăm într-o direcție bună? Întreb, uite așa o întrebare filozofică. Da, chiar filozofică așa, pe alocuri. Și ce să vă spun? Am elemente care m-ar determina să spun că da, am și elemente mai puține adevărat care m-ar determina să spun parcă am niște semne de întrebare. Că știți că dacă aveți grijă să ne îndreptăm bine din punct de vedere al democrației, ne vom îndrepta bine și economic. Eu mă tem că au început să facă niște lucruri și eu zic că e mai mult invers. Eu cred că dacă începem să ne revenim economic, da, și stimulul ăsta de democrație va progresa. Eu asta cred. O societate care începe să devină mai sănătoasă decât este în ziua de astăzi, este o societate cu mai multe șanse pentru o democrație reală. Să dea Dumnezeu. Eu deocamdată văd că pe român nu prea întreabă nimeni, nu prea le spune nimeni nimic în legătură cu politica externă și ceva nu e în regulă. Acum, dumneavoastră mi-ați spus, așa am început emisiunea. Eu, ca să fiu foarte sinceră, da, vă spun că primesc foarte multe întrebări pe Facebook, pe cont. Da. Am și numărul de telefon, unul dintre numerele de telefoane pus pe site, și îl găsesc și m-am mai și sunat. Unii să mă certe că de ce dăm jocurile de noroc afară din oraș, el oricum dacă vrea să joace, să joace. Și, da, și am spus, drum bun, înseamnă că știți ce aveți de făcut. Adică să-i spun eu domnului Ciolacu că nu asta este soluția. Zic, da, vă rog frumos, scrieți-i. Că eu sunt de acord. Dar o să dea și cazinourile afară din București? Asta întreba. Nu. În cazinouri vor rămâne, în hoteluri vor rămâne. Păi și atunci, deci, pentru cei cu bani. Domnul Smăranu, ideea nu este să nu mai aibă omul unde juca. Ideea este că, gândiți-vă în mediul rural, vă rog frumos. Da. Vine un om amărât, a luat salariu. Minim, mai mult decât... Cârciumă și în cârciumă sunt pe cânăre. Zice, băi, mă duc să beau o țuică și eu, că uite, sunt fericit, am luat banii. Dacă mai aș o primă, are două motive să intre în cârciumă. Acolo găsește... Pe cânăre. Da? Da. A luat o țuică, două și începe. Așa e. Sunteți de acord cu ce spun? Da, sunt de acord cu dumneavoastră și e boală curată și face adicție. Ce discutăm? Adicție. Știu că vor fi unii loviți în afaceri, pentru că sunt mulți care în mediul rural au aceste, da, cât un joc, câte două, câte cinci. Fiecare cum a reușit să negocieze cu firmele respective. Nu, e bine. Mă gândeam că vedeți noastră cum e viața. Pentru cei cu bani care își permit să joace 100.000 de euro la casino. Se duc la casino. Care e în centru. Ăsta care vrea să joace și el. Un om amărât niciodată nu o să intre în casino. Nu o să intre. Un elev niciodată nu va intra în casino. Da, aveți dreptate. Nu, cred că e bine. Deci, pe ansamblu, eu cred că e bine, sincer. E foarte bine și să știți că s-a muncit foarte mult și încă este în dezbatere deja iarăși în Parlament, a fost la Senat, la una dintre comisii, sunt foarte multe comisii raportoare, tocmai pentru că este o lege atot cuprinzătoare și nu poți să stai de vorbă numai cu unii. Da. Pe domnul premier l-am văzut foarte hotărât, cel puțin la nivel și știu că ceea ce spune și face. Toate declarațiile au mers în sensul acesta, sunt foarte hotărât să terminăm cu aceste păcănele. Să se termină. Eu sunt un Dar pic... vi se pare normal? Mergem împreună prin Râmnicu Vâlcea să găsim, sunt străzi unde sunt unul lângă altul. Da, nu e normal. Să le scoată. Haideți în afară, că tot ne place să ne raportăm la țările de afară. De acord. Da, începusem cu libertatea de exprimare. Să rămână între noi. O să ne mai vedem în emisiuni. Ceva se întâmplă, ceva parcă se pregătește. Eu vă spun ce simt. Prea multă supraveghere pe ăștia care mai vorbim prin media, știți? Prea multă supraveghere. Noastră știți că... Prea multă, că vă spun eu, că adică pui pe Facebook ceva și dacă nu convine narativul oficial, îți aruncă materialul și
e ca și cum l-a văzut nimeni și mai departe, de către români. Cine aruncă materialul? Rețeaua de socializare. De către români, că acum am aflat și noi că, de pildă, YouTube este condusă de către un român în România. Deci acolo e un grup și așa. Ceea ce începe să nu miroase, sincer. Înțeleg că și Ministerul de Externe își face acum un soft de 2 milioane de euro ceva pentru un soft care să supravegheze rețelele de socializare și site-urile de presă. Cam, nu știu. Atâta timp cât avem în site-urile acelea, nu sunt decât cu pe Facebook, raportăm, da? Trebuie raportăm. Oricine poate să raporteze. Și dacă rețeaua consideră că cel care a raportat ar avea ceva dreptate, imediat a scos. Nu, pe Facebook, da, pe Facebook nu se întâmplă. Nu, poți să raportezi, poți să te plângi 1000 de ani. Doamnă, vă mai retrage, mai dispăreți 3 zile, 5 zile, știți că mai au... Da. Eu n-am pățit din acestea. Vă mai poftez la emisiune. Eu cred că poate nu am fost eu suficient de incisiv, dar noastră sunteți suficient de sinceră. Data viitoare să fiu mai incisiv, vă rog. Să fiți un pic mai sincer. Mulțumesc foarte mult pentru dialog. Cu mare drag, oricând. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, ne revedem miercurea viitoare. La revedere!